Acțiunea sacului Moș Crăciun a ajuns la cea de-a doua fază, respectiv selecția cadourilor aduse de-a lungul săptămânii trecute de către locuitorii municipiului Petroșani. La selectarea alimentelor, jucăriilor și obiectelor de îmbrăcăminte participă voluntari de la Crucea Roșie, Caritas, precum și liceeni. În principiu, livrarea pachetelor către beneficiari ar putea demara joi. După cum se vede, eu zic că peste așteptări, oamenii au avut un spirit civic și au adus foarte multe haine, jucării, alimente, sigur asta le vom selecta. Acum suntem la perioada de selectare și a confecționării pachetelor. Astăzi este a doua zi de când se lucrează. Pachetele, tot ce s-a adus, tot ce s-a donat se selectează, hainele separat pentru copii. Pentru adulți sunt făcute pachete pentru copii pe categorii de vârstă și pentru adulți. În majoritatea pachetelor de adulți vor fi puse și alimente neperisabile. Sperăm că această activitate care se derulează, cum se vede, foarte intens, să o încheiem joi, ca joi și vineri deja să putem duce pachetele la cei care care așteaptă aceste mici daruri făcute de fabrica lui Moș Crăciun. Circa 300 de persoane ar urma să primească ajutoarele colectate în cadrul acțiunii organizate de către Pro Urbis. Eu primesc numărul de persoane care trebuie să primească aceste pachete pe categorii de vârstă, familii sau copii și pe baza aceasta, pe baza unui proces verbal, eu predau acestor instituții, acestor școli, acestor biserici, aceste pachete și eu sunt convins că am și verificat în anii trecuți, ele ajung la persoanele care sunt trecute pe tabel. Acesta este cel de-al treilea an în care Forumul Pro Urbis a organizat acțiunea de colectare a cadourilor destinate, cu ocazia Crăciunului, categoriilor sociale defavorizate.